Clasa 5-a B a Colegiului Național Traian a fost astăzi în mare sărbătoare, așa cum se obișnuia prin tradiție, care în multe școli a fost uitată. Profesorul diriginte, Octavian Bădescu, a organizat festivitatea de premiere a elevilor buni și foarte buni ai clasei la sfârșit de an școlar. Important este de precizat că mediile, fiind așa de apropiate, automat cu greu s-a putut face și o departajare. Vorbim de medii de 10 plin, 9,96, 9,93, ultima medie unde s-a și acordat mențiune fiind 9,7. La eveniment au participat și unii părinți. Se spune că toamna se numără bobocii, la noi în învățământ vara se numără, da? Dar noi numărăm premiile. O să vă spun că ați fost o clasă de excepție. Mai rar se întâmplă ca atâția copii să aibă media generală 10 și știți bine că este o medie mai mult decât muncită. Și ceilalți copii sunt la fel de meritori. Să vă închipuiți că la 9,96 am muncit mai puțin, sau la 9,93, eforturile au fost aproape egale. Și la media de 9,70, știți că de la noi a început media de la 9,70 la 10. Deci rezultatele au fost excepționale și munca voastră va fi răsplătită cu premii. Da? 1, 2, 3 și mențiuni. Mai ales că cred că meritați cu mult mai mult decât ce putem noi să vă dăm. Colectivul clasei a 5-a B au avut rezultate deosebite, mai ales în condițiile unei concurențe aprige între ei vorbesc. Fiindcă există o emulație la acești copii, încă de mici sunt premianți și mai ales la concursurile școlare, toți luptă pentru un premiu. De fapt, când se duc să participe, merg pentru un premiu. Nu întâmplător la Olimpiada Județeană de Matematică, din primii 30, 25 au fost din această clasă. Așa că acest lucru spune ceva. Și mediile finale sunt foarte, foarte mari. De la cât pornește premiul? Ultima medie a fost de 9,70 în această clasă. Premiul întâi, am avut 6 elevi cu media generală 10, apoi 2 elevi cu media generală la premiul 2, 9,96, apoi la premiul 3, 9,93, 4 elevi și mențiunile, vă dați seama, de la 9,90. Spuneți-ne pentru ce concursuri ați mai premiat pe copii pe lângă diplomele pe care au avut la matematică, la limba română, la limbile străine, ați mai văzut la educație tehnologică, la geografie, practic au participat la toate concursurile școlare și au fost premiați, inclusiv faza națională. Ei sunt copii care nu învață, să spunem, nu sunt unilaterali. Sunt copii aici care au obținut premii la matematică și la română. Deci a fost pe locul întâi și la matematică, a participat la faza națională și la română, unde a luat premiul. Sunt copii multilaterali, să le spunem așa. Copii deosebiți. După acordarea diplomelor, premianții, fără emoții, și-au spus gândurile și concluziile primei clase de liceu la Colegiul Național Traian. Premiul întâi și am luat premiul locul 3 la concursul de geografie. Da, foarte bucuros că am reușit să iau media 10. A fost grea, a fost greu să ne acomodăm, dar până la urmă am reușit. Am terminat acest an cu media 9,96 cu premiul 2. Sunt foarte bucuros și îmi place foarte mult acest liceu și faptul că pot să studiez aici. Am avut media generală anuală 10 și am avut premiul 1. Ai participat la o mulțime de concursuri, am înțeles. Da, da, am fost și la română și la matematică, la mai multe concursuri și am obținut chiar un premiu 1 la Olimpiada Județeană de Matematică și premiul 2 la Olimpiada de Română. Cum te simți astăzi? Mă simt foarte bine pentru că acum s-a terminat anul școlar, dar pare rău pentru că nu o să mai văd colegii timp de câteva luni.